Mesajul unui medic pentru toate femeile din lume. În ultima perioadă, tot mai multe femei au probleme de sănătate. Stresul, munca, stilul de viață și faptul că pe umerii lor poartă mult mai multe greutăți decât ar trebui să poarte, își spun cuvântul. Dragă femeie, odihnește-te mai mult. Ești om, nu robot. Cele care au pus munca mai presus de odihnă și de relaxare, fie sunt bolnave, fie sunt în pământ de mult. Nu te mai stresa și nu mai pune la suflet orice nimic. Cele care adesea se stresează din orice și pun la suflet totul, sunt femeile care au cele mai grave probleme de sănătate. Nu mai încerca să fii pe placul tuturor, deoarece nu vei reuși niciodată. Cele care au încercat asta au ajuns să fie foarte frustrate, triste și deprimate, deoarece au simțit că nu au trăit niciodată așa cum au vrut ele, ci așa cum au vrut alții. Respectă-ți corpul. Cele care și-au neglijat corpul, fie suferă de boli grave, fie nu mai sunt pe pământ. În goana după bani, omul uită de organismul său. Îl tratează cu indiferență. Mănâncă în grabă, uită să bea apă, nu doarme atunci când organismul are nevoie, iar asta se va reflecta în felul în care se simt. Ia o pauză atunci când ai nevoie. Detașează-te de tot ce este urât și rău. Ține aproape toți oamenii care te fac să zâmbești și îndepărtează-te de cei care îți întristează viața. Stai cât mai departe de dramele altora și învață să spui nu. A asculta dramele altora și a încerca să ajuți mereu pe alții te va seca pe tine de energie. Ferește-te de drame și lasă oamenii să se ajute și singuri. Spune nu atunci când oamenii îți încalcă limitele. Nu te mai stresa din cauza curățeniei. Știu că vrei să ai o casă perfect curată mereu, dar nu transforma asta într-o obsesie, deoarece vei ajunge să fii epuizată fizic și psihic. La fel și cu gătitul. Uneori ia o pauză. Este în regulă să spui: azi nu mai pot, azi am obosit, azi am nevoie de ajutor. Femeia tinde să facă adesea totul singură și să nu se plângă de nimic, iar asta duce la epuizare nu doar fizică, ci și la epuizare psihică. Dragă femeie, ieși mai des în natură. Plimbă-te, roagă-te, citește, dansează, desenează, cumpără-ți o floare, fă mai des ceea ce te face fericită. Fă lucruri care îți aduc bucurie, trăiește frumos și bucură-te de viață. Zâmbetele, lucrurile care te relaxează și îți aduc bucurie și momentele petrecute alături de oamenii dragi, sunt sănătate curată. Trăiți-vă viața frumos și nu uitați să faceți alegeri înțelepte. Dacă ai ajuns până la final, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.